Vești proaste pentru iubitorii marilor târguri de Crăciun. Din cauza pandemiei, germanii au hotărât să-l anuleze pe cel din München, unul dintre cele mai vizitate târguri din lume. În schimb, s-au deschis cele din Viena și Budapesta, însă aici se va intra în anumite condiții. La fel va fi și pentru cei care vor dori să întâmpine noul an în celebra piață Times Square din New York. Nemții, dar și sutele de mii de turiști care ajungeau anual în Germania ca să simtă atmosfera Crăciunului la târgul din München, vor fi nevoiți să-și schimbe planurile. Din cauza numărului mare de infectări, primarul orașului a decis anularea târgului. Nu același lucru s-a întâmplat în Austria. Cu toate că și aici noile îmbolnăviri sunt tot mai multe, iar cei nevaccinați sunt în carantină, târgul de Crăciun de la Viena a început. Pot intra aici doar cei cu certificat verde. Votat în 2019 drept cel mai frumos din lume, târgul de Crăciun din Budapesta și-a deschis și el porțile. La fel, numai pentru cei care prezintă certificatul COVID. O altă noutate e că la târg a fost introdusă pentru prima oară plata contactless, pentru a evita răspândirea virusului. Iar pentru că și Revelionul se apropie cu pași repezi, autoritățile americane au anunțat că cei care vor să fie în noaptea dintre ani în Times Square vor trebui să facă dovada vaccinării. Deși majoritatea evenimentelor de Crăciun și Revelion vor avea loc în condiții de pandemie, organizatorii acestora speră ca oamenii să nu se lase descurajați de noile măsuri și să se bucure de tot ce se pregătește pentru ei.